Bine ați venit, doamnă. Aș vrea, înainte de orice, să ne spuneți cine sunteți. Susana. Sunteți aici în calitate de mătușă a celor trei copii înfiați în anul 1990 și în cazul cărora se vorbea despre implicarea lui Klaus Iohannis. Da. Ok. Puteți să-mi spuneți ce s-a întâmplat sau ce a dus la adopția celor copii? A fost un eveniment nefericit înainte. A fost un eveniment nefericit. Ei au fost la o nuntă, părinții, pe caz adică, de gelozie, au ajuns acasă. Uh-huh. Nu știu ce s-a întâmplat între ei. Mama lor, între cei doi părinți. Între cei doi părinți. Sora dumneavoastră, da, și tatăl. Da. Uh-huh. Mama a murit. Sora dumneavoastră. Sora mea, da. Uh-huh. A fost ucisă, mai bine da. Spus. Okay. Și au rămas cei trei copii. Tatăl s-a sinucis la puțină da, vreme da. După aceea. Okay. Și au rămas cei trei copii. Da, exact. În sarcina cui cădea îngrijirea celor trei copii? La rudele de gradul întâi. Mama mea era văduvă și părinții din partea tatălui trăiau amândoi. Uh-huh. Mama mea a fost decăzută din drepturi fiind văduvă și legea i-a dat ca tutor la părinții din partea tatălui. Bun. Dumneavoastră vreodată l-ați văzut pe Klaus Iohannis în rășinare? Eu nu, dar mama mea l-a văzut și a și discutat cu dânsul. Uh-huh. A venit cu doamna dânsului pentru a traduce la cei doi canadieni pentru adopție. Era în rândul familiei dumneavoastră, era cunoscut rolul lui Klaus Iohannis? Adică se știa că e un fel de șofer și un fel de traducător? Cam asta se așa, știa? Așa se știa. Așa se știe. Nimic altceva mai nimic mult. Nimic altceva. Eu mă gândesc că dacă era altceva, nu-și dădea dânsul numele să spună că e profesor de fizică. Așa s-a recomandat la mama mea. Uh-huh. Spuneți-mi, decizia de a da copiii spre adopție, știți cui a aparținut? Unde în familie s-a discutat despre asta? Familia Iliuț. Uh-huh. Deci cei care aveau copii în da. Grijă. Deci într-o lună deja s-a făcut acte de adopție de la caz și s-a fiat copiii. Chiar în ziua de Sfânta Marie la copii. Dumneavoastră ați discutat în familie, mă, de ce să-i dăm sau de ce îi dă. Doamna Iliuț, cea care putea, împreună cu soțul ei, să dea acești copii, părea presată de cineva să dea copii sau părea un gest de făcut de nu știu, că n-a fost voie. Între ei, nu știu. Uh-huh. Din spusele la mama mea, i-ar fi spus, în idee, eu aveam un frate în armată, că scapă fratele din armată și o să ia dânsa copiii și o să-i ajute cu creșterea copiilor. Și dintr-o dată s-o hotărâ să-i înfieză. Uh-huh. Ok. În anul 1990, copiii au plecat da. din România. Da. Dumneavoastră vreodată ați încercat să luați legătura cu ei? Dumneavoastră? Da, am încercat, am făcut scrisori la surpriză, pe unde am gândit noi că i-am putea găsi. Ați încercat vreodată să-l abordați pe Klaus Iohannis? Nu. De ce? Nu, pentru că știam că dânsul nu are nicio implicare în adopția lor, decât a fost un simplu condus pe doamna dânsului să traducă la canadieni. Uh-huh. Noi așa am știut. Bun. Care e explicația pentru care o altă parte din familia dumneavoastră susține astăzi că totul a fost o mare greșeală, ca să nu spun o mare ticăloșie? Care să fie explicația? Nu știm. Din ce spune doamna Lalande în ziua de astăzi... Uh-huh. Fiindcă într-un final i-ați găsit. Că noi într-un final am găsit și am întrebat de ce atâția ani nu ne-au dat o veste despre ei sau să ne spună ceva, că-s bine sau... Ne-au răspuns că nu a avut adresa noastră la bunica din partea mamei. La plecare au cerut adresa de la doamna Iliu și nu a vrut să o deie și că... Doamna Iliuț, la 2 săptămâni după ce a încheiat actele de adopție, a vrut să le rupă să înfieză copiii la niște americani. Uh-huh. Exact așa au zis. Bun. Dumneavoastră, după o vreme, ați reușit să... Să-i găsim. Să vorbiți și cu familia Lalande, familia da. Adoptivă a celor trei copii, și cu cei trei copii, înțeleg da. Eu. Fetele mele. Cineva din familia dumneavoastră înțeleg că da. Vorbește da. Cu cei trei copii. Da. Sunt sănătoși? Sunt da, bine. Sunt sănătoși, băiatul este căsătorit, are o fetiță. Uh-huh. Vorbim de trei copii care în momentul în care au plecat din România
Vasile avea 5 ani, Anca avea 3 ani, Elena Maria avea 7 ani. Da. Toți acești copii sunt bine, au astăzi, evident, vârste cu 24 da. De ani mai înaintate. Nu mai au aceleași nume, înțeleg. Nu mai au. Nu. Păi de atunci, din anul acela, noi am primit spre Crăciun așa niște poze, care de multe ori s-au difuzat și la televizor, că au venit fel și fel de jurnaliști, dacă știm ceva despre copii, când au fost cu domnul Iohannis în la alegere de a primar și așa. Și noi am dat. Sunt speranța că ne va găsi nepoții. Pe una din poze scria exact numele copiilor, cum le iau în ziua de astăzi. Nu mai poartă numele ce le aveau, nici numele mare, nici numele mic. Dumneavoastră nu o să ne spuneți numele acestora, fiindcă v-au rugat ei să nu spuneți numele? Nu știu dacă de nume neapărat să nu vi-l spun, dar poze, nu vor să le dăm pe post. Că noi avem poze cu ei, de mici, cum au crescut, când au terminat școlile cu părinți, sunt foarte veseli. Ei de ce nu vorbesc realmente cu presa? De ce nu spun, domne, suntem bine sau nu suntem bine? Nu vor. Pur și simplu, nu vor. Aș vrea, dacă sunteți de acord, să acceptați să... Dumneavoastră aveți două fete. Da. Fetele vorbesc cu cei trei copii. Aproape zilnic. Aș vrea, dacă sunteți de acord, să sunăm una dintre fete. Da, sunt. Pentru a ne confirma doar cele spuse de dumneavoastră, nu îmi propun să intrăm în... nu știu, amănunte foarte personale. Alo? Salut, mâna! Bună ziua! Sunteți una dintre fetele doamnei Ana Susan, corect? Da. Puteți să-mi spuneți dacă aveți dialog cu cei trei copii înfiați în 1990 de familia Lolland? Locuiesc tot în Canada? Nu vă cer să-mi spuneți neapărat unde, dar locuiesc tot în Canada? Da, sunt tot în Canada. Sunt bine, sunt sănătoși? Înțelesesem că au chiar joburi foarte bune? Sunt foarte bine, sunt sănătoși și au nevoie de discreție. Asta au cerut-o în mod special? Să nu... Exact, exact. Okay. Ok, vă mulțumesc mult pentru confirmarea asta. Sărut mâna, mulțumesc. Bine, la revedere. Ok, totuși, insist, o parte din familia dumneavoastră declară cu totul altceva. Declară că acolo a fost ceva necurat, că Klaus Iohannis, acum candidat la președinția României, este implicat în... a avut o cu totul altă calitate. De ce fac ei chestiunea asta? Nu știu, asta să-i întrebați pe ei, ce aș putea spune eu. Eu în toți anii ăștia nu l-am căutat niciodată pe domnul Iohannis, mama mea, nici atât care l-a cunoscut și a fost cu dumnealui, i-a condus la vizita medicală pentru a le face vizita medicală la copii pentru adopție. Atât, a fost ca șofer și ca traducător doamna dânsului. În Rășinari, comunitatea, care nu e una foarte mare, da, știe că familia noastră vorbește cu cei trei copii, adică e un fapt cunoscut? Da. Se știe, da, că... de când i-o găsit, știu, pentru că noi am fost foarte bucuroși și era chiar înainte de nunta la fată, cea care i-o găsit în Germania. Și în... una din fetele dumneavoastră. Da. Și în august avea nunta și a venit acasă și înainte de a veni acasă, a zis când o să vină acasă, o să-ți dau o veste mare. Nu a vrut să-mi zică, până nu a venit acasă. Și ea nu a zis, am găsit verii, am găsit... O zis, am găsit copiii, că exact așa, numai de copii s-o discutat, dar ei nu mai sunt copii, deja sunt oameni mari. Nu mi-a venit să cred. Pe urmă, ne-a arătat niște poze, am zis că nu știam ce să facem, să o pregătim pe mama, să îi le arătăm, să nu se întâmple ceva, zicea să îi le arăt chiar după nuntă. N-am avut răbdare și le-am arătat înainte. Și pe urmă... Copiii știu tot ceea ce se vorbește despre ei în România, știu. Nu? Ce impresie le face tot scandalul ăsta? Fetele, eu mai zis, uite, toate televiziunile arată despre voi. Fetele că ați fost, da, dați pentru trafic de organe. Bunica se supără de atâția ani numai așa, o zis să nu ne mai uităm la televizor și asta e. Spuneți-mi. Deci pur și simplu nu vor să arate, să
Să se arate. Să intre într-un scandal mediatic. Așa. Ok, nu au nevoie de chestiunea asta. Nu. Pe dumneavoastră, această parte a familiei, deci, a fost vreodată căutată de cineva pentru a afla dacă acei copii sunt în viață? Până în momentul ăsta cineva va căuta și pe dumneavoastră? Nu. Noi am spus la majoritatea din Rășinar cu cine ne-am întâlnit, am arătat poze cu copii, uite, copiii trăiesc și ei încă arată cu trafic de organe și am fost bucuroși. Dacă vreodată, Doamne ferește, dar dacă vreodată să ajunge la un proces, la o prezență în instanță, de asta ați fi dispusă tot ceea ce ne-ați spus nouă să spuneți? Eu m-aș bucura să plătească cei care au scris atâția ani și care și-au făcut emisiuni și cu cât ecranul, titlul, copiii vânduți pentru organe, să plătească. Eu aș vrea să plătească odată. Dar dumneavoastră ați fi dispusă să ieșiți în fața unui judecător, dacă veți fi chemată, evident, să spuneți tot ceea ce ne-ați spus și da, nouă? Da. Fără vreo reținere și cu mâna pe Biblie. Nu exact am așa reținere, cum se, nu exact am. Așa cum se nu jură. Am, pentru că toți anii ăștia cât ne-o... Și de ce i-au făcut morți când ei nici nu i-au căutat să vadă dacă sunt viață? Spuneți-mi, asta e. Acești trei copii care nu mai sunt copii... Nu, mai sunt în oameni mari și... Își propun, din ce ați vorbit dumneavoastră, își propun să vină în România vreodată? N-ați discutat despre asta cu ei? Cred că da. Nu știți sau nu ne spuneți mai multe? Nu vă spun mai multe, dar cred că da. Ok, doamnă. Vă mulțumesc mult pentru dialog. Cu plăcere.